S-a încheiat în mare parte introducerea conductei de apă pe Bulevardul Pardon și în cel mai scurt timp se vor face și branșamentele. Urmează o lucrare destul de costisitoare și anume îngroparea cablurilor care vor crea un disconfort pentru cetățeni. Cu toate acestea, primarul Elena Lasconi speră ca cel puțin pastila de pe bulevard să fie finalizată până la sărbătorile de iarnă. Un alt impediment care va ține pe loc o perioadă lucrările este procurarea pietrei cubice, care va fi montată pe cele două străzi de pe bulevard. Cablurile pe bulevard stăm așa, au început să sape. Acum trebuie oamenii să înțeleagă și fac un apel, vă rog eu frumos, la toți cei care sunt la toți și 53. 53 de branșamente trebuie făcute. În maxim 2 săptămâni de zile trebuie să vă faceți și trebuie să vă asigurați dumneavoastră cu firmă, sunați la edilul, să vă asigurați că veți fi branșați la conducta nouă de apă. Și în timpul ăsta deja a început să se spargă pentru a îngropa cablurile. O să fie deranj mare. Avem o problemă acolo cu piatra cubică. Este foarte, foarte posibil ca anul ăsta să nu ajungă piatra cubică și mă gândesc că atunci realizabil, dacă ar merge toate bine, ar fi pastila de pe mijloc, trotuarele și să fie tot asfaltul ăsta pe care să îi mai punem o cârpeală, ceva, până la primăvară când o să vină. Nu știm că sigur. Adică am încercat chiar să vedem dacă găsim și o altă variantă de a cumpăra piatra cubică, poate un pic mai scump, dar să putem să o facem. Nu există. Și vreau să o cumpărăm din România pentru că e de calitate și e cam ce trebuie, să asortează și cu piatra de Albești din Soclu. Odată finalizat Bulevardul Pardon, primarul, Elena Lasconi, are în vedere închiderea acestuia în weekend pentru autoturisme. În cele două zile, de sâmbătă și duminică, se vor amenaja terase pe toată lungimea bulevardului.